În urma producerii accidentului, oamenii legii au decis ca interpretul să fie plasat sub control judiciar timp de 60 de zile, însă acum cântărețul are parte de o nouă lovitură. După ce procurorii l-au trimis în judecată în dosarul accidentului petrecut în noiembrie, miercuri va avea loc prima înfățișare. Magistrații vor stabili atunci dacă îi mențin artistului măsura controlului judiciar. Există mai multe acuzații pe numele cântărețului, printre care conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau unor substanțe interzise și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. În timpul unui concert în Bihor, susținut în urmă cu câteva zile, artistul a fost verificat cu atenție de polițiști. Aceștia au venit într-un control de rutină la localul unde Kulitsa Sterp avea concert, controlul oamenilor legii s-a terminat cu bine pentru el, după cum a relatat cântărețul, eu, bineînțeles, sunt în regulă tot timpul, am un SRL, societate cu răspundere limitată, cu care activez din 2017, băieții mei sunt angajați cu carte de muncă la mine pe firmă. Noi lucrăm cu contract, tăiem facturi la toată lumea, suntem 100% în regulă, de asta nici nu mi-am făcut griji, au venit oamenii, au verificat și au plecat, simplu. A povestit Kulitsa, organizatorul evenimentului ar fi primit o amendă de 20.000 de lei. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.